Următor moment de închinare care va fi prin rugăciune, aș dori să citim ca îndemn câteva versete din Epistola lui Iacov, din capitolul 1, versetele 22 până la 25. Iată ce scrie Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea Lui. Amin. Amin. Sunt îndemnuri pe care Iacov le are într-un mod particular. Epistola lui Iacov, în parte, nu se aseamănă cu niciuna dintre celelalte epistole și este foarte dens, este foarte densă în adevăr, în înțelepciune, iar chemarea pe care, îndemnul pe care îl face Iacov în aceste versete și prin cuvântul Domnului către noi în ziua de astăzi, sunt foarte clar exprimate. Și anume, există un contrast între starea de ascultător și starea de împlinitor, sau de acela care pune în valoare, acela care pune în faptă, în acțiune, ceea ce aude. Dar ceea ce Iacov face, nu pune într-un fel un contrast undeva în jos să spună nu contează ascultarea, ci contează numai împlinire, ci vine să le pună în legătură, știind clar că întâi vine ascultarea, întâi trebuie să ascultăm. Dar o ascultare care este statică, care rămâne doar acolo, suntem doar la nivelul de ascultători și nu se transformă într-o acțiune, nu punem în practică ceea ce ascultăm, aceea nu este o stare bună. Și versetele 23 și 24 face această comparație între un om care stă, se uită într-o oglindă, vede adevărul, deci își vede fața, dar după urmă pleacă, uită și adevărul pe care îl văzuse, ceea ce ascultase despre el însuși, se pierde, uită. Iar contrastul pe urmă la sfârșit îmi spune, îndemnul este adânciți-vă privirea, adânciți-vă privirea în legea desăvârșită. Și care este legea desăvârșită? Legea slobozeniei, continuă mai departe, ca și cum, dacă n-am înțelege prima dată, înțelegem de urmă. Este Evanghelia, este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Îndemnul pe care îl are este să ne adâncim privirea în eliberarea pe care Evanghelia, tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, ne-a adus nouă. Și zice, nu numai atât, nu doar atât să ascultăm, să privim la ea, zice, să-ți stăruim în ea. Și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc. Da? Cine este un ascultător uituc? Unul care vine, aude un mesaj, zice, oh, dar mi-a plăcut. Dar pe urmă, până când a ajuns la colțul străzii, parcă a uitat, s-a risipit așa ca un roi de fruturi. Ci ca un împlinitor cu fapta. Deci acesta este îndemnul. Să fim împlinitor cu fapta. Va fi fericit în lucrarea Lui. Vedeți, pare, toți dintre noi ne dorim să avem fericire în lucrarea noastră, să avem satisfacție. Indiferent ceea ce facem. Dar în umblarea cu Dumnezeu, în umblarea de fiecare zi, este extraordinar de important ca să punem în practică ceea ce ascultăm. Noi, în dimineața aceasta, suntem aici ca să ascultăm, da? Suntem, și de cele mai multe ori, pentru două ore, cel mai mulți dintre noi suntem ascultători. Dar după aceea, avem oportunitatea să fim împlinitori. Da? Și în fiecare zi, de luni dimineața, până când ne întoarcem din nou aici, avem oportunități peste oportunități peste oportunități ca să împlinim ceea ce am auzit, ceea ce auzim aici, ceea ce auzim la radio, în diverse predici, ceea ce citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ne mulțumim cu această stare, că doar am citit, mi-am făcut porțiunea cât am vrut să citesc, deci am ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu împlinesc, înseamnă că suntem un paradox, suntem ceva care în Împărăția lui Dumnezeu nu are favoare. Deci, îndemnul pe care aș dori să-l avem în rugăciunile noastre dimineața aceasta este ca
Dumnezeu să ne facă cu adevărat, să ascultăm, să pună în noi o dorință aprinsă, ca să fim împlinitori ai cuvântului pe care îl citim. Pentru că dacă doar îl citim, așa cum a spus Iacob aici, suntem ciudați, nu suntem valoroși în Împărăția lui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu ca modul în care o împlinim să-L slăvească pe Dumnezeu. Pentru că putem să spunem că facem voia lui Dumnezeu într-un mod care, de fapt, nu este voia lui Dumnezeu. Într-un mod rău. Putem să fim mânioși, putem să fim în modul care nu-i aducă slavă lui Dumnezeu. Și pentru aceasta avem nevoie de înțelepciune. Un îndemn înainte, în versetul 5, din aceeași epistolă, spune: cine nu are înțelepciune, s-o ceară de la Domnul. Și o va da. Și o va da. Că nu este niciun fel de rușine să ceri înțelepciune de la pentru viața noastră spirituală. Că atunci când facem faptele noastre, să le facem așa fel încât să-L slăvească pe Dumnezeu. Aș dori să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru eliberarea pe care ne-a dat-o prin legea Lui, pentru Evanghelie, pentru jertfa pe care a făcut-o. Întotdeauna în rugăciunile noastre nu putem să trecem peste acest detaliu, să îi mulțumim pentru faptul că ne-a dat această veste bună. Că nu trebuie să ne chinuim trupul și viața în fiecare zi, încercând să trecem prin niște legi care sunt din ce în ce mai anevoios de făcut. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Aș dori de asemenea să ne rugăm pentru biserică, pentru momentul în care suntem noi acum ca biserică. Suntem deja într-un proces de dialog cu IMCC și ceea ce în fel noi credeam că o să fie foarte lin și foarte ușor, se dovedește că nu este chiar așa. Și îndemnul pe care l-am este ca cei care s-au rugat până acum pentru acest subiect să se roage de două ori mai mult. Cei care nu s-au rugat deloc să înceapă să se roage. Deci toți ca biserică să începem să ne rugăm din ce în ce mai mult pentru ca acest proces de transfer al proprietății acestei clădiri către noi să fie unul care înțelepciunea Domnului să troneze peste toate deciziile care se vor face. De asemenea, aș dori să nu uităm copiii care se apropie acum de vacanță, tineri, și este un timp care poate să fie binecuvântat sau este poate să fie un timp în care ei pot fi expuși la primești. Aș dori să îi ținem rugăciunile noastre. Unii copii sunt mai mici, alții sunt mai mari, dar toți au nevoie de protecția lui Dumnezeu în timpul care le stă înainte. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i păzească. De asemenea, cei care sunt în călătorii, aș dori să ne rugăm pentru ei, pentru că dacă vedem că nu-i mai vedem în mijlocul nostru, asta nu înseamnă că ne-au părăsit, ci sunt în alte locuri, iar ei să fie ambasadori ai Împărăției lui Dumnezeu, acolo unde se produce. Așadar, haideți să ne ridicăm în picioare și cu acest gând central, textul pe care l-am avut, acesta de a ne face cu adevărat împlinitori ai Cuvântului, nu să fim doar niște consumatori de învățătură religioasă, ci să o punem în practică a vieții noastre. Cu înțelepciune. Trebuie să cerem și înțelepciune. Și de asemenea, pentru celălalt scop pe care l-am amintit, să ne plecăm capetele și cei care se simt îndemnați de Duhul Sfânt, să vină în rugăciune înaintea Domnului.